E Volkswagen, măi! Nu cred așa ceva. Băi, e Volkswagen, frate! Toți sponsorii de Volkswagen și de Skoda. De ce trebuie să aibă ei treaba asta? Pentru că alo, cere colegul? Mașina, cere pedala. Bă, mai zici ceva, uite, deci tu te uiți în Full HD la filmul tău preferat, telenovela ta preferată. Păi băiatul, dar poți să dormi aici, ești nebună? Păi, dar e imens. Normal că nu închide. Oh, e și moale, bă. Asta e mașina de mafios, fraților. Bă, ce tuneric e, frate. Poate nu e random. Șol, Madi, gata. Calma-te. Cât e de tare. Hei, salutare și am găsit la un nou vlog, este un vlog special deoarece v-am prezentat mașini modificate, unele foarte modificate, dar astăzi eu zic că am descoperit secretul oamenilor, de fapt posesorilor de mașini din grupul VAG. De ce oamenii care conduc un Passat, o Skoda sau un Audi merg tare? De ce? Fiindcă am făcut test drive înainte a acestei prezentări și după părerea mea, mașina asta își cam merită numele de Skoda Rapid. Stai și vreunul Cătălin, salutare Cătălin! Salut Mihai! Eu am zis Cătălin, am înțeles. Cum te găsești numai pe tine pe Facebook? Cătălin Petre. Ok, dați-i un... Instagram nu folosesc decât Facebook. Da? Dați-i acolo cele de pe tine, fiindcă acolo poate să vă răspundă la cele mai multe întrebări pe care le aveți despre această mașină. Spune-mi despre ce mașină este vorba. Este un Skoda Rapid din 2015. Ok. Cumpărată Renault din Belgia. Uh-huh. 105 cai. La bază. 1.6. 1.6 diesel, da. Ok. 105 cai. Uh-huh. Și am mai băgat, am făcut un stage one, un soft, am să luat 145 de cai. Vreau să vă spun că merit toți banii softul de l-a făcut. Rămâneți până la final, fiindcă la final o să auziți exact unde a făcut softul. Mașina asta chiar trage toți banii acolo. E un soft făcut de 5. Știu că poți scoți din 1.6 și mai mulți, că poți să ajungi la 170. Da, poți să ajungi, dar trebuie schimbat filtrul de particule sau trebuie modificat ceva la filtrul de particule, nu știu. Mi-a explicat băiatul unde l-a făcut și mi-a zis că, din punctul lui de vedere, nu s-o lasă așa, da. S-o lasă așa, că e ok. Dar și nici eu nu sunt ăla care pasionat să fac foarte mulți cai să bă. E ok, 145 cât are, e perfect. Eu am mers cu ea și sincer mi se pare o mașină care are destul de multă putere și îți dă senzația așa că e o mașină super ușoară. Și cred că e o mașină ușoară. Da, e ușoară. E ușor, nu știu, dar e o tonă și ceva. O tonă și ceva, deci chiar se simte că trage mai mult decât, nu știu, poate caroseria, fiindcă îți dă așa senzația prin direcția aia super ușoară. Așa a rămas și eu surprins prima oară când, după ce am probat-o. Chiar a rămas surprins. Cum a fost ea în stoc și cum a devenit după aceea pe soft. Noi am cunoscut acum pe puțină mâzgă pe jos și pot să vă spun că atunci când plecam și de pe loc, dar și în mers, simțeam un wheel spin al roților față, adică se simțea că da, învârt. Da, trepază sub tine. Exact, trepază. Și la finale la fel. Bun, hai să vindecem partea din față, vino Mari să filmez cu aici frumos, fiindcă ai adus câteva modificări mașinii. Da. Multă lume n-ar modifica o Skoda Rapid, fiindcă e o mașină standard. Da, o mașină de familie, să exact. Zic, de punctul meu de vedere. Tu ce modificări ai adus? Hai să-l arătăm exact. Am pus acest slip, prelungire față. Prima dată aici este de la Maxton Design și le facem reclamă așa gratis oamenilor, fiindcă fac o treabă foarte bine și probabil și eu o să-mi iau viitor pe la ei chestii. Da, corect. Asta, dar se găsesc foarte greu, se găsesc, adică decât pe două seturi am găsit acest lip. Se găsesc greu pentru Skoda Rapid. Da, pentru Skoda Rapid. Și nu se... alte mașini chiar le găsești. Nu se potrivesc la Seat, de la alte... că știu că la grupul VAG se mai potrivesc. Nu știu sigur dacă se potrivește după Toledo, pentru că Toledo, modelul din 2015, e făcut pe aceeași platformă, numai că diferă foarte puțin la farul, la stopul și atât. În rest e... Deci să înțeleg că Skoda Rapid e un fel de Toledo, Skoda este mai sus decât Seat, după părerea mea. Și cred că Skoda e întâi și după aia Seat. Păi asta zic, Toledo e făcut după Skoda. Da, exact. Și este cumva între clase, e cumva între Octavia, între și Fabia. Au făcut o mașină cu un probagaj foarte mare, o să ajungem la probagaj, fiindcă acolo am rămas uimit. S-a fabricat până 2019, okay. După aceea a locuit o scala, Skoda. Scala e mai mică, e mai mică. E mai mică, dar ei au catalogat o mașină de familie.
Mie scala mi se pare un fel de Fabia. Lăsați-o voi în comentarii că mie asta mi se pare scala. Asta nu sunt destinația de Fabia. Scala e puțin mai mare ca Fabia. Nu știu, n-am idee, dar oricum e mai mare un pic. Dar, sincer să zic, nu înțeleg de ce n-au lăsat Skoda Rapid să facă în continuu. Avem emblema asta, o spunem că e aici, să nu ne luăm hate fără să vorbim despre ea de Verez. Nu e problemă. Verez, că nu există Skoda Rapid Verez, dar a fost plăcerea mea să... O pui acolo. La grid. Băi, eu n-am nimic împotrivă pentru cu oamenii care pun... Eu nu vreau sigle de M pe ea, fiindcă nu este un M și nu o să vreau treaba asta, dar n-am nimic împotrivă. Chiar dacă, sincer, multă lume mi-a spus că am făcut mașina aia mult prea agresivă, e mult mai agresivă decât un M, și toate astea, dar păcat de motorul ăla de 2.2. Da. Știi? Da, o să vă punem o poză, că am văzut în trafic un Ford Fusion, mi se pare că era, și avea emblema de M în spate. Da. Deci se pune și pe Ford. Deci stai liniștit că nu e problema. Da. Hai să mergem pe lateral, să vedem puțin silueta mașinii, fiindcă așa dintr-o parte, din lateral. Băi, o mașină mare, o mașină frumoasă, cu niște forme interesante, după părerea mea. Ce observ aici, cred că semnalizarea asta, dacă nu mă înșel, lăsați-vă în comentarii, e de la Fabia. S-ar putea. Deci semnalizarea asta pătrată e de la Fabia, dacă nu e de acolo, spuneți-vă în comentarii. Ți-ai pus niște paravânturi pe care, sincer, mi-aș pune și eu pe Smart, fiindcă Smart-ul ăla... Da, sunt foarte avantajoase paravânturi, da? chiar ok, mai ales dacă ești fumător, eu nu sunt fumător. Nu sunt fumător. Eu l-am pus doar de design. Să arate bine mașina, este atât. Eu l-aș pune pentru că Smart-ul e destul de țuguiat ca mașină, tot asta, și când deschizi puțin geamul, te zboară în interior, adică pur și simplu nu poți deschizi geamul. Vom merge și la interior, dar hai să mergem la partea din spate, fiindcă și aici avem ceva de vorbit. Partea din spate are ca modificări un eleron acolo pe portbagaj, văd. Da. Care imită puțin fibra de carbon. Fibra de carbon, da. Și un difuzor spate care, după părerea mea, s-ar completa foarte bine cu niște evacuări. Poți să filmezi puțin, Madi? Ăsta tot la Maxwell Design? Da, tot la Maxwell Design. Da? Da. Ai spus că tu nu ești cu modificările de evacuări. Da, nu prea m-ar bate gândul să se facă evacuări. Chiar nu m-ar bate gândul. La diesel trebuie să vedea frumos, că sunt pe grupul Skoda Rapid și are cineva tot la fel evacuare. Chiar să vedea ok, dar nu știu, nu m-ar bate cu mine gândul să fac chestia asta. Hai să vedem puțin portbagajul, fiindcă aici e interesantă treaba. Eu sunt sincer dacă pot să intru în portbagajul ăsta. Intri lejer. Da? Da. Ia filmează mai, dă-te puțin mai scurt. Băi, ești nebun, intră doi ca mine aici. A rămas șocată, nu? Hai să vedem dacă eu pot să intru aici. Hai, o să fac puțin de mizerie. Nu e problemă. Băi, băiatul, dar poți să dormi aici, ești nebun. Haide, te rog. Băi, dar e imens. Normal că te închide. Nu știu. Oh, e și moale. Ia închide portbagajul puțin. Că curios dacă pot să stau aici. Asta e mașina de mafios, fraților. Bă, ce întuneric e, frate! Scoate-mă de aici că e întuneric rău! Nu, Mati, intri puțin! Tu știi ce era în interior? Ia lasă puțin deschis, ai spus că ai transportat în probabil ăsta un frigider. Da, l-am băgat de aici în spate până în față. Am dat scaunul din față, din dreapta, l-am împins la maxim și a intrat frigerul lejer. Dar mie mi se pare, adică e vreo diferență între portbagajul de Skoda Octavia și ăsta de Rapid? Ăla e puțin mai mare, foarte puțin, nu foarte mult, puțin de tot mai mare. Ia ca mașina, ai spus că e cu 10 cm mai scurtă. Da, 10, decât... așa am citit eu și poate lăsați voi în comentarii, da. Poate, poate greșesc. Dar știi unde cred că au scurtat linia? Mi se pare puțin la spațiul interior, da, de la portbagaj. Da, lateralele, da, da. Exact. La portbagaj mi se pare imens, adică dacă la un Rapid așa de mare, cât de mare la o Skoda Octavia. Am avut o Skoda Octavia 1 din 2001, tot la fel, era portbagajul puțin mai mare ca asta. Deci și mi se pare se deschide cu tot colunetă și ai o gură de încărcare imensă. Bun, văd că ai și cameră pe mașinerea aici. Da, cameră pe mașinerea. Fiindcă vine la pachet cu o navigație aici, să mergem pe interior, Madi, fiindcă aici lucrurile se complică în bine. Ia să vedem ce părere are Madi când deschide ușa. Ia deschide ușa. Oh, ia zi. Mai zici ceva, Madi. Scrie Skoda jos aici. Scrie Skoda pe jos? Da, se vede. Dacă era puțin mai întuneric, se vedea mai bine. O să luăm un cadru, mergem chiar la întuneric să vedem exact. Hai să intrăm puțin la interior. Ce se întâmplă aici, fiindcă sunt multe chestii modificate. Tot vorbeam de camera aceea pe mașinerie. Vine la pachet cu navigația asta cu Android pe care ai pus-o. Și vreau să-mi arăt și mie, unde era filmul ăla? Noi ne uitam la TED. Filmul? Da. La TED. 2 secunde. Ia fi aici, Madi. Fii aici, mai zic ceva, frate. Bă, mai zic ceva, uite, și tu te uiți în Full HD la filmul tău preferat, telenovela ta preferată. Când plec la drumul lung și tu la fel, mai bang un film, mă intru pe internet, în... că dacă e navigație Android... Bă, dar ce mișto se vede, frate. Uite, știi cât de mare se vede, îți place, nu? Ce-aș fi făcut eu? Dacă aș
ar fi existat fică la N90 cele fără navigație, vine Isus, poți să decupezi bordul să-l pui Isus. Da, da. Fiindcă la drumul lung e mult mai comod să te uiți Isus decât să arunci ochii jos. Bine, îți dai seama că nu, decât mai mult asculți, că mai tragi cât un ochi, așa, trebuie să fii atent la trafic. Nu... Exact. Bun, hai să vedem ce are navigația asta, unde e butonul de home. A, merg și comenzi pe volan, ceea ce e bun. Da, ce... și home aici, nu? A, nu, asta, nu. Asta e home, gata, l-am găsit. Da. Bun, hai să vedem ce are navigația. Ce e avantajul la navigația asta? Pentru că îți prea toate comenzile volanului. Ai canvas, ai da. Decodor canvas, da. Ceea ce e foarte... De... Da. Cât a costat navigația asta? Băsați, se mișcă și foarte bine. Undeva la 750 de lei cu documentaj. Și așa, camera pe spate, da, camera pe spate... Din România sau era totul de... Din România. Da? Da. Bine, pe AliExpress e mult mai ieftin. E în jur la vreo 350-400, cam acolo. Bă, asta e atât de ieftin, frate, pe bune. Deci eu am dat pe aia 25 milioane? 2500 de lei am dat pe aia? What the fuck? Și parcă merge la fel cam, adică nu simt nicio diferență între asta. Parcă merge chiar mai bine asta. Dacă mă întrebe. Parcă merge mai bine asta. O schimbi, că e problemă. Da. Bun. Mergem la partea de interior, avem și firul ăsta cu neon pe care l-am pus și eu, sincer, pe 39-ul meu vechi, îl pusem pe uși. Văd că și la tine, e destul de drept pus, dar uite, dacă da, e magia, foarte, e spațiu, aici nu stă da, perfect, nu se leagă bine. Dar totuși e mult mai bine față de ce am pus eu, adică e mult mai bine față de ce am pus eu pe E39 și văd că ai și becurile, LED-uri interioare, LED-urile spate. Interioare. Da, astea care... sunt puse de mine, sunt legate la plafon. Bine, nu le-am legat, eu cum mă pricep, la cineva care se ocupă cu locul. Am zis, le-ai pus în culoare verde, fiindcă asta e... Da, pentru că bordul... E verde, da, e, verde e culoarea și... tematică pentru Skoda. Dar ce puteam să-i pun? Alb, pentru că alb dăm decât ceasul. Băi, Madi, uite, toți profesorii de Volkswagen și de Skoda, de ce trebuie să aibă ei treaba asta? Pentru că alo, cere colegul. Mașina, cere pedala. Deci, colegul. Deci când ai mers cu ea, crede-mă, chiar își cere mașina asta. Deci uite cum o vezi tu așa, o mașină banală. Nu pasă pasatul meu de acasă, e celălalt. Nu e nicio treabă cu pasatul tău de acasă. Poți să merg cu ea? Vrei să mergi cu ea? Poți să merg cu ea? Permiți de 6 ani, dacă te ajută. Eu dăm după aceasta conducă și Madi, deci rămâneți până la final, fiindcă să conducă și Madi. Mama, așa poziție la volan. S-a lipit de parbriz. Ia-mi spui, Mali, cum trage. Dacă trage mai bine ca pasatul tău ăsta. Mamă, dar ce drept stai tu la volan? Stau așa, pe care rău. Așa mă obiști cu fiecare șofer care poziția lui. Da. Ăștia de BMW de obicei au o poziție de handicap. Da, stau cap în spate și se vede decât capul de aici, sus, știi? Nu, fai stânga și iau pe principală, să vezi tu cum... Stânga fac? Da, stânga da, și după aia dreapta. Deci e diesel asta, da? Ca să știu. Da, 1.6. Vezi să o schimbi la 7000, ca la benzină, ca la E32. Că îi spargi motor. Și dai cu a doua, frumos. Ce se dau cu a doua? Ai dai în demaraj cu a doua, nu cu a întâia. Cum se dau cu a doua? Dai a doua. Dai a doua, frumos. Și acum cargo. Ai doi plan, hai. A? Și-o Madi? Poate mi-a radar. Șormadi, gata. Calmate. Te-am dat pasatul pe mână, gata. Cât e de tare. Au! N-am vrut să te ocupă aia. Închide geamul, Madi, închide geamul, Madi, și îmi place dacă e. Gata. Unde vrei tu? Mă, cât de tare. Vezi? Că pentru... Ia întoarce aici. N-ai spune, frate, pentru o mașină asta că merge așa bine, știi? 1.6 și bine, vezi, avantajul cu softul. Dacă lasă-l să ducă. De-a doua. Ia de-i. Dă-i flash-ul. Ce mașină ai. Deci îți faci și ție, nu? Ușor, Madi, frână. Ușurel, Mihai, ce ai? Păi, mi se pare, nu știu, genul ăla de mașină care merge... Nu, dar merge prea repede și pare așa că e super... Da. Pare așa ca un fulg. Bă, trebuie să faci dreapta. Dă-i în față acum, nu mai cum. Ia uite, bă, frate. Dacă părea unde să dai în jos. A luat-o pe interes pentru că are Skoda, frate, pentru că are un vag. Hai, tai asta, ce-ai? Nu tai asta, frate. Putem la montaj. Deci, Mari, îți place cum merge? Da, merge foarte bine. Merge mai bine ca pasatul tău? Clar, da. Deci... Da, merge mai bine ca pasatul meu, dar vezi că al meu e mai confortabil, alea că mai... Da. Asta i-am spus și lui. Ce model
V6. V6-le? Da. Da, 2006 parcă. Da, dar vezi că foarte frumoase au fost mașinile, deci mie chiar mi-a plăcut. Foarte confortabil. Asta zic și eu, chiar mi-a plăcut tare. Uite, Doamne, fără sunt cu doi oameni. Frumoase mașini care au fost chiar ok. Passatul ăla vechi care s-a fabricat deci... în 96, s-a fabricat. Doamne, scoteți-mă de aici, sunt cu doi oameni care spun despre un Passat că e frumos. Luați-mă de aici că mă iau capul. Ia dă-i puțin acum. Oleu! Avem aici o cameră de care filmează nostru și când e dat pe low și când e o groapă sau asta e bine, te registrează automat, știi? Doamne, deci dar chiar e genială treaba asta, cum pleacă de pe loc la a doua, adică te aștept să plece de pe loc la greu. Prima viteză, da. Știi? Dar la a doua... Știi care e, frate? Eu acum înțeleg de ce oamenii, frate, cu Passat și cu Skoda merg tare. Fiindcă mașinile astea, nu știu... Deci chiar duc, nu? Și eu când am condus-o, veneam să merg ca un cretin cu ea, adică, adică că vreau tare, să merg tare, că știi? Dar vezi că spre deosebire de Passatul meu, asta da. Simți când trage. Asta chiar simți când trage. Și vorbim de 1.6, nu de 2.0, cum ai tu pe ea? Eu am de 2.0. 2.0, 140. 140 și dacă tu îi pui un soft pe ea, o duci și undeva la 100, aproape 80. 80, cam așa, 180. Nu e cazul, că are, are alte probleme. Decât în soft. Deci, dă-i automat repede la mașină, să închei filmarea. 8.30. 8.30, da? Da. Bine. Și eu tot la fel, cu 8.30 aici, da. Și avem și o stație care te ajută să nu iei amenzi cu Skoda ta rapid și să rămâi cu permisul la tine, suportul de ochelari. Cred că toate Skodele au, de când s-a fabricat, cred că toate au acest suport de ochelari. Mie îmi place la Skoda, fiindcă vine cu câteva chestii care... Știi că unele au și umbrela aia în ușă, mă rog, tot asta, adică... Da, și când asta avea, are o racletă în spate. O racletă la... Da. Așa. Au în probagaj agățătoarele să pui unele între ele, tot da, astea. Da, adică alea ca să... Sunt chestii simple care te ajută în viață. Tu spuneai că, uite, am găsit aici un buzunărel pe care probabil l-ai pus de mine. L-ai pus tu. Că... Am crezut că e original aici și mă gândeam că ar trebui să fie pus de Skoda, fiindcă ei sunt simpli clever. Bun, volanul l-am luat în mână, mi se pare puțin cam tare. Nu știu ce se întâmplă, adică e din piele, dar parcă n-are burete. Da, așa sunt, cred deci, că presupun că la toate Skodele care le-a făcut, cred că așa, nu știu. Dacă ești genul ăla de conducător care conduce agresiv și ține strâns de volan, o să ajungi și tu doar aici. Deci pe bune te doare degetul. Da. Hai să vorbim puțin și despre motor, să vedem și acolo la motor. Nu-i problemă, stai liniștit. Hai să dăm și o cheie, filmează mai de acolo. Vezi că pentru un diesel, pentru un diesel se aude foarte, foarte bine. Și știi filmulețele alea pe YouTube în care dai asta jos de aici și e Seat sau Volkswagen? Am văzut, da. Vrei să încercăm? Ai o șurubelință. Se lipesc când apoi volul, pleacă. Oprește motorul. Fii atent că dacă scrie Volkswagen sub, deci asta e live, nu e pe TikTok fake-uri tâmpenind asta. Ia, desface? E Volkswagen? Nu e nimic. E decât bandă dublă adezivă și atât. Zici tu? Uite. Ia mai des, băi. Mă, că o să lipești înapoi de până. E Volkswagen, măi. Ia de și... E Volkswagen. E Volkswagen, măi. Ia de... Da, e Volkswagen. Ia de-o jos, că măi nu pai înapoi. E Volkswagen? Nu crede așa ce... Băi, e Volkswagen, frate. Da, e Volkswagen. Vezi că ți-am spus că e real atra. Da. Deci dacă vă luați Skoda sau Seat, tot Volkswagen este, dă-i acolo să se lipească, o să se lipească de la căldură, stai mișcă. Dar e pic gata, nu mai e. Da, uite, o chestie interesantă. Eu am zis că tot la fel... Am făcut un mit pe canal, deci cumpăra Skoda. Ăștia de la Skoda, când vă dați mai puțin bani pe Skoda sau pe Seat, de fapt vă vând o mașină mult mai scumpă, un Volkswagen. Păcat de ăștia care cumpără Volkswagen și cumpără de fapt Skoda sau Seat. Asta, nu știu, mi se pare că motorul e băgat și pe Passat. 1.6, da, asta. Eu sunt mulțumit, am descoperit o treabă, mă duc acasă, dorm fericit. Fratele, ne-am lucrat și în Skoda, în Skoda Rapid. Suntem aici cu Cătălin. Cum te găsești mai pe Facebook și pe Instagram? Cătălin Petre, Instagram nu folosesc. Am început să modifice o Skoda. Nu prea găsim oameni care modifică Skoda. Mai ales Skoda Rapid, care, după părerea mea, e așa, nici Fabia, nici Octavia e cumva între. Și, cum ai spus și tu, că s-a produs foarte puțin. Da, e exact mai... până în 2019 s-a produs, exact, după aceea am locuit o scala. Ok. Am locuit-o.
Practic, mi îmi place mai mult rapidul. Am înțeles că în India sau nu știu, în Rusia se mai fabrică pentru ei acolo. Sau nu știu cum. Da, știi ce, când de afară când mi-a arătat mașina, fiindcă noi acum filmăm teza înaintea prezentării generale, nu vreau să spui foarte multe chestii despre ce este pe aici pe la interior. Acum o să spun doar impresiile mele pe care mi le dă mașina. Pedalele sunt destul de apropiate, exact ca la Volkswagen, mi se pare că sunt acolo ambreajul. Așa, da, asta am observat și eu chestia asta și mi-a zis și am mai fost prezentat în altă parte mașina la, pot să zic, da, unde, la atelierul de Titanic, și tot la fel acolo, dacă puteți să o găsiți pe Facebook, scrie Skoda Rapid și o să vedeți Vlad Mișunescu. O prezentare mult mai profi decât aceasta, exact, mai detaliată. Așa, păi n-am umblat la setare și uite, vezi, lovesc cu piciorul de consola centrală, asta e problema. Mea acum, așa, momentan mare. E sora mai mică Octavie, cum se spune. Cum era înainte Bora pentru Volkswagen, Passat. O să te dai și un pic la ea să vezi cum... Nu e problemă, adică... Filmează tu kilometrajul ca să vedem exact o repriză. E ok cu a treia? E, filmează, e ok. E ok. Dăm 3, 2, 1 și... Băi, ești nebun? Dacă e o groapă aici. Ma. 3, 2, 1, încă o dată. Băi, dar vezi că trage bine. Ce bine, mă, ce ai? Câți cai are mașina asta, ai spus? 105 cai stoc și am făcut un stage one, am dus-o până la 145 de cai. Bă, dar nu vezi cum trage, jur. Deci, ai rămas răpins, da? Da, pe bune, Octavia și măcar nu e cu motor mare de 2.0. Înainte, știi că înainte viteza 4, treapta 4, adică era mai mult în plus. Acum depășesc cu a 4-a lejer. Adică a 5-a, oricum se simte foarte mult la depășiri, la demaraj. Uite, acum, de exemplu, dacă pleci cu a 1-a după loc, îți derapează sub tine. Chiar că a derapat lui, măi. Ți-am zis. Deci am atunci că te ține față. Vezi? Asta, dacă aveai tu o trăgine spate sau 4x4, era altceva. Risuri planetarele. Da, bine, nu plec așa. Nu te gândi, nu te gândi că sunt care sunt genul de persoană care îi rupe gușa, cum se spune românesc, știi? Adică merg cu ea sportiv, merg. Mașina asta e mișto să mergi cu ea în reprire, adică când vrei să bagi într-o depășire, ai 60 la oră și vezi ajunge pe la 120, se simte că da, se chiar se simte. Foarte... Foarte rapid. Foarte de pe loc nu n-aș da, și numele rapid, nu? Băi, ei merg foarte rapid, frate. Deci când vezi tot timpul pe drumul național sau ăsta, unul care îți dă flash-uri. Sportiv. Da, e fie unul cu Passat B6, da. Fie cu Audi B7 A4. Adică, am înțeles. Și cu Skoda, de obicei. Poate o să mă găsesc și mai bun trafic, așa merg și eu în afară, nu e problemă. Adică, sunt viteză uman. Și toți băieții cu Skoda și văd că n-au stație. M-am uitat și la băiatul cu Passatul pe care l-am filmat și l-aveți în descriere. Văd că și tu ai stația acolo pusă. Da, da, da. Fiindcă oamenii care se grăbesc trebuie să fie și protejați de anumite... O să-mi iau și hate, sigur o să-mi iau hate. De ce? Că am stație, că... Stai mă, tu spune, ei când folosesc Waze-ul, că și Waze-ul e un fel de stație. Da. Oare înainte foloseam și eu Waze-ul, foloseam, dar dacă mi-am cumpărat stație... Bine, nu te gândi că... E ok să fie amândouă, sincer. Da, dar practic sunt mai avantajos cu... Ia mai filmează puțin kilometrajul. Uitați-vă și mai puțin la 60, la oră, în a 3-a. Îi dau puțin larg, dar după aia... Băi, ești nebun la cap. Chiar se duce frumos de tot. Avem piedon? A pus el frână. Băi, dar nu vine să credești la 60 la oră când ai călcat-o. E o mică... Și în a treia. În a treia, da. Adică... E o mică latență că ești turbine și tot asta. Dar după aia, fac, s-a dus. Să n-apreși ambreajul până jos, știi? Și ea intră. Am înțeles, data. La asta trebuie să duci chiar până jos ca să cuplezi.